Ediția de anul acesta a Marșului pentru Viață a reunit mii de timișoreni. Evenimentul s-a desfășurat pe traseul Parcul Carmen Silva, Catedrala Metropolitană, Prefectură. În fața Catedralei Metropolitane, Părintele Consilier Nichifor Tănase i-a îndemnat pe cei prezenți să prețuiască și să protejeze viața fiecărei persoane. Dumneavoastră care prezenți aici, manifestați dragostea față de familia tradițională, dragostea față de Dumnezeu. Nu numai că o manifestați, o mărturisiți, sunteți trimișii lui Dumnezeu, apostolii lumii acestea. Faceți apostonie, așadar, muncă de apostol, pentru că societatea este din ce în ce mai întunecată și are nevoie de lumină. Fiți lumină în lumea aceasta, fiți lucrători ai poruncilor lui Hristos și cu siguranță vor înțelege și ceilalți că trebuie să urmeze cursul firesc al existenței vieții pe pământ, care este de origine divină. Noi mulțumim tuturor participanților și organizatorilor care și de anul acesta s-au străduit nu numai ca să ajungeți în clipa aceasta pentru a ne organiza în manifestarea marșului, dar a organiza și manifestări premergătoare marșului de conștientizare. Sunt cei care au mers poate în fața maternităților și au atras atenția asupra păcatului de moarte al avortului. Sunt alții care au organizat, precum Arhiepiscopia noastră, conferințe provita cu mărturii din partea laicilor, a profesorilor universitari, a membrilor marcanți ai societății civile, care încă mai sunt creștini și creștini practicanți. Anul acesta, la inițiativa Înalpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Marșul pentru Viață s-a desfășurat și în orașul Sân Nicolau Mare.